Bună dimineața! Am ajuns la finalul primei săptămâni a lunii aprilie, săptămâna care, din punct de vedere al vremii, ne-a adus de toate. Ploi, vânt, ceață, dar și raze de soare. Mă bucur să vă spun că azi temperaturile vor urca față de cele de zilele trecute, vremea fiind mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în vest, centru și sud. În timpul zilei sunt semnalate ploi scurte în est și nord-vest, iar noaptea vor cădea precipitații atât în vestul cât și în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, iar cele minime se vor încadra între 2 și 13 grade. În partea de nord-vest a țării, în zona Maramureșului, se anunță astăzi precipitații scurte, însă în Baia Mare cerul va fi variabil spre senin pe parcursul zilei, iar maxima zilei va ajunge până la 21 de grade, atât în Baia Mare cât și în satul mare. Vorbim despre Crișana, unde astăzi scăpăm total de ploi, scăpăm de vânt, vremea va fi foarte frumoasă, temperatura bună, avem 22 de grade în Oradea, 23 în Arad. Și bănățenii vor fi răsfățați astăzi de raze de soare generoase. Temperaturile sunt foarte bune și aici. Avem în Timișoara o maximă de 24 de grade, la fel ca și în Reșița, foarte, foarte cald. Să vedem cum stăm cu vremea în Oltenia. După cum vedem, uitându-ne la hartă, nici aici nu sunt semnalate ploi, nici măcar intensificări ale vântului. Vremea este frumoasă și aici, spre deosebire de zilele trecute, temperaturile au urcat. Avem 22 de grade în Craiova-Slatina, 24 de grade în Drobeta-Târnu-Severin. Să vedem cum stăm cu vremea în Transilvania. Meteorologii au anunțat ploi slabe, atât în Miercurea Ciucă și în Sfântul Gheorghe. Însă, pe total, vremea este foarte frumoasă și aici. Avem 17 grade în Miercurea Ciucă, 20 de grade în Zalău, 19 grade în Cluj. Iar din Sibiu, Alexandra ne spune bună dimineața. Bună dimineața, Alexandra! Ce se anunță în weekend la voi? Bună dimineața tuturor! Până să vă spun ce se anunță în weekend, vă spun că astăzi începem deja weekendul într-un fel destul de mohorât, pentru că cerul este noros încă de la această oră. Avem 7 grade în termometre în Sibiu la ora aceasta și temperaturile maxime anunțate pentru astăzi de până la 19 grade. Nu știu cum se va întâmpla să fie atât de cald, pentru că meteorologii anunță și ceva ploi pe alocuri, dar sperăm la o vreme mai frumoasă. Pentru weekend, vremea va fi cam la fel, cer noros și ploi, dar mai multe detalii vă dau ora următoare. Mulțumim, Alexandra, te pupăm. Să zi frumoasă. Flavia! Locuitorii Moldovei vor avea nevoie de umbrele astăzi. Deși temperaturile au urcat, va ploua. În afară de sudul teritoriului va ploua peste tot, va ploua fără pic de soare în Suceava, unde maxima zilei va ajunge până la 15 grade, 17 în Botoșani. Va fi un pic mai cald în Iași și în Vaslui, foarte bine în Focșani și în Galați cu 29 de grade. Mergem în Dobrogea, unde în Tulcea vremea va fi foarte frumoasă, cerul va fi variabil. Maxima zilei va ajunge până la 20 de grade, iar din Constanța, Marius ne spune bună dimineața. Neața, Marius, cum e vremea la voi acolo? Bună dimineața tuturor, vreme închisă în acest moment în Constanța. Valoarea mercurului termometru înregistrează în acest moment 8 grade Celsius, iar maxima zilei va ajunge până la 18 grade Celsius. Nu este o vreme prea plăcută, de aceea nici nu vin cuvintele în acest moment. Nu știu, când vremea e urât afară, nici cheful de viață nu e prea sporit. Pentru zilele ce urmează însă se răcește, iarăși nu este o veste prea bună. Vom avea maxime cuprinse între 7 și 11 grade Celsius. Pentru zona Dobregei se anunță ploi, deci iarăși vești nu prea îmbucurătoare. Mulțumim, Marius, poate până luni ne mai relaxăm. Să ai zi frumoasă, Flavia! Vreme frumoasă astăzi pe teritoriul Muntenii, cu temperaturi foarte bune, fără ploi, fără vânt. Avem în Pitești o maximă de 22 de grade, la fel ca și în Târgoviște, 23 de grade în Alexandria și o temperatură câștigătoare, 25 de grade în Giurgiu. În capitală, de dimineață se înregistrau 8 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 23 de grade. Suntem asigurați de către meteorologi că astăzi vremea va fi foarte, foarte frumoasă, o vreme blândă de primăvară. În weekend, în schimb, în special mâine, va ploua, s-ar putea să plouă scurt și duminică, însă asta nu ne supără cu absolut nimic, pentru că este weekend, deci putem să dormim, să ne plimbăm și așa mai departe. Eu vă pup și să aveți un weekend frumos!